într-adevăr, există aspecte teoretice și aspecte practice. Aspectul teoretic, într-adevăr, pe de o parte avem cadrul legal existent și chiar dacă am putea vorbi acum despre eventuală separare a ceea ce se numește transparență decizională și participarea în, mă rog, ciclu procesul bugetar, ele sunt strâns interconectate. Vreau să spun că, într-adevăr, am fost anterior în societate civilă și municipiul Cahul, atunci orașul Cahul, prin 2007 a fost prima localitate din țară, probabil în 2007, când la demersul nostru ONG-uri, la societăți civile, s-a aprobat un procent din bugetul local pentru concurs de proiecte. Atunci, când se vorbea despre legea 1%, 2%, deci noi era o decizie a Consiliului Municipal, Consiliul Orășenesc de atunci, prin aprobarea 1% din buget pentru concurs de proiecte. Deci există, pe de o parte, niște obligațiuni și aici, când se spune disciplina bugetară, la fel îi dau dreptate domnul Udeanschi pentru faptul că, din păcate, comunitățile sunt administrația și comunitățile sunt organisme vii, nu este un robot care se planifică. Până la data de provizionând proiectul de buget, până la data actuare, dar sunt niște legi care trebuie respectate și de obicei, într-adevăr, se întâmplă cam ultima seară, în ultima zi, niciodată nu se ajunge timp, oamenii să facă acest proces. Deci, și spuneam lucrul ăsta, de multe ori doar cei care suntem în postura practică, înțelegem totalitatea aspectelor, atât subiective, obiective, de ce anumite lucruri sunt deficitare la capitolul, poate zicem așa, disciplină sau la capitolul organizare. Dar vreau să vă spun încă un moment care este diferit. Eu zic așa, sunt primari care au ajuns prin, nu știu, în virtutea unor circunstanțe primari, sunt primari care se dedică și care viziunile lor nu se reflectă la 4 ani. Foarte mult lucru ăsta contează. De ce? Pentru că calitatea cooperării cu cetățenii nu se rezumă la numărul de instrumente, regulamente, decizii adoptate. Deci vreau să vă spun că comunitatea are mai mare încredere în administrație sau este mai conectată cu ea în funcție de cât se comunică personal. Atenție, noi avem și avantaje și dezavantaje în epoca Facebook-ului și a altor rețele de comunicare. Deci oamenii acum au acces la informații, dar pe de altă parte, la un moment dat, constatăm poate lipsa de implicare. Atunci când noi, în societate civilă, mai mulți ani în urmă, aveam dorințe, entuziasm, așa, din administrație nu prea ne interesa și nu ne întreba nimeni, uitați-vă, acum există că noi ca administrație cerem și sigur că comunitatea diferă de una alta cum se implică. Legat de buget, vreau să vă spun că cu cât mai mult primarul, consilierii, aleși locali, comunică zi de zi sau tet-a-tet, dacă vreți, comunicarea directă, nu prin comunicate de presă, cu cetățenii, cu atât mai mult sau bugetul va reflecta aceste necesități. Deci noi nu putem și eu nu sunt de acord, bine, este această sintagmă, vorbim despre buget civic, acel cu bugetare participativă, iar restul de parcă nu ar fi buget cetățenii, nu. Deci noi am aprobat, deci mai întâi am început printr-o dispoziție a primarului, iar anul trecut a fost aprobat de Consiliu un regulament de bugetare participativă prin decizia Consiliului. Vreau să mulțumesc și acestui proiect că cumva ne-a mai organizat, ne-a ajutat, complementat eforturile noastre și mulțumesc Expert Group și IPRE, partenerilor și coaliției locale pentru acest lucru. Și acest regulament prevedea niște lucruri foarte clare. Deci, iarăși, am studiat și experiența internațională și europeană. Practic, sunt diferite țări sau, dacă vreți, comunități care au mers pe diferite instrumente. Când spun lucrul ăsta așa, s-a alocat un buget expres pentru inițiativele cetățenești în care ei să vină cu idei de proiecte și regulamentul să prevadă, practic, un concurs de proiecte. Noi, anul trecut, adică pentru bugetul 2020, am avut 1 milion de lei pus separat pentru aceste proiecte. În regulament era prevăzut un termen, un formular de aplicare, deci oamenii depun proiecte, respectiv bugete, de la 30.000 până la 100.000. Am avut în acest 1 milion până la 14 proiecte integrate, acceptate de o comisie și am proces la implementare. În proiectul buget pentru 2021 am planificat circa 1.300.000, aveam aproape, iarăși 1% din bugetul local. Nu știu câte localități au 1% din buget pus deoparte pentru proiecte pentru cetățeni. Deci am anunțat acest concurs de proiecte, avem până la ora actuală, avem aproape 30 ceva de proiecte, spuneam, până la buget de 100.000, proiecte care au venit din partea cetățenilor prin la lucruri care sunt necesare în cartiere sau chiar de interes general pentru localitate. Mă bucur că și în acel chestionar făcut în proiect,
ce vor cetățenii, pe dimensiunea infrastructură, pe domeniul educației, vreau să spun, nu, fără a exagera, deci sunt practic toate integrate în proiectul bugetului pentru anul 2021. Și lucrul ăsta este important din punct de vedere a comunicării, cum s-a mai menționat, în care oamenii, ca rezultat eu le văd, oamenii cred în administrație, oamenii încep să creadă atunci când deja există oameni concreți care au implementat niște proiecte și atunci când au venit trei cetățeni și au publicat sau au vorbit public, uitați-vă, nu credeam că completând o foaie A4, argumentat, cerem 100.000 pentru un lucru concret în curtea noastră, deci așa de ușor să ne se dea 100.000 să facem lucrul ăsta. Și sigur că au pornit lanța aceste solicitări, deci iată, chiar e real să luăm din buget și mai departe, deci oamenii veneau cu demersul, noi le planificam, dar aici un rezultat important, învățăm pe oameni să scrie proiecte, învățăm pe oameni să cunoască tot procesul. Există o dificultate la partea de implementare, pentru că oamenii știu ce vor, dar acest proces există, necesită achiziții câți bani publici, necesită pregătire de documente, necesită, și atunci oamenii la un moment dat își dau seama că practic iarăși administrația trebuie să preia o parte, noi încurajăm să împarte alături de noi în această echipă. Și eu vreau să spun că avem restanță din punct de vedere a platformei pe votul online a acestor proiecte și cunosc foarte bine primării, chiar exemplu în România, care funcționează atât prin partea de depunere dosar, comisii de evaluare, dar și votul, să așa, proiectele preferate în votul online sau votul cetățenilor în ansamblu. Și aici există multe elemente care țin de integrare, de securitate, unicitatea votului, cine, de unde e comunitatea care trăiește aici sau care nu, dar vreau să spun că acest proces este într-o permanentă dezvoltare. Și eu vreau ca bugetul localității, sigur, să fie cât mai reprezentativ. Sigur, există și aspectul politic și aici domnul colegul meu primarul de la Vulcănești la fel a subliniat, deseori există neînțelegeri în Consiliul Local, poate viziuni politice diferite. Un proiect este mai preferat de o anumită fracțiune sau alt. Deci primarul care este alesul local, care, mă rog, este nu numai că mai reprezentativ, dar oamenii vin în fiecare zi cu demersuri la el. Deci trebuie să aibă capacitatea să justifice, să prezinte acele proiecte care cu adevărat au un impact mai mare, au mai mare legitimitate și reprezentativitate. Deci eu vreau să îndemn toți colegii primari sau toți cei care ne privesc să aloce mai mulți bani în care oamenii să vină singuri cu inițiative, să învețe să scrie acest proiect, de aceea mers formulare simple, o pagină, dar aceeași structură, scop, obiective, buget orientativ sau estimativ, echipa de proiect, respectiv rezultați, contacte sau livrabile. Deci pentru noi este important să încurajăm acest proces și spuneam încă o dată, mă bucur că cu cât mai mult există experiență de succes, cazuri de implementare de succes, cu atât suntem puși în situația de a mări acest buget și la audierile publice a proiectului de buget, câteva solicitări au fost de a mări bugetul destinat inițiativilor, proiectelor depuse direct cetățeni. Deci era preconizat inițial 1.000.000, am propus 1.300.000, vom vedea cum va fi votat în Consiliu, dar spuneam, ele vin complementare cu alte inițiative care le-a propus municipalitatea și care evident sunt rezultatul la fel a mai multor propuneri și inițiative din partea cetățenilor. Mulțumesc!